Întâlnirea dintre primarul liberal al Oradei și Marcel Romanescu s-a axat atât pe discuții politice cât și administrative. Primarul din Târgu Jiu recunoaște că pentru el Ilie Bolojan este un model. Pentru mine este cel mai bun model de practică pentru administrația publică locală. Tot ceea ce am văzut în Oradea mă inspiră. Sunt multe lucruri pe care le-am învățat și în trecut, dar care în momentul de față chiar s-au... s-au fixat foarte bine pentru mine în ceea ce am de făcut în următorul mandat. Sunt lucruri care nu sunt tocmai plăcute pentru cetățeni în totalitate, dar sunt foarte eficiente pentru administrația târgujiană. Modul în care se administrează parcările în Oradea, modul în care se administrează sau se gestionează activitatea câinilor fără stăpân, modul în care la Oradea se administrează zona de din interiorul blocurilor rezidențiale. Romanescu și-ar dori mai multă implicare din partea altor structuri ale statului. Edilul afirmă că la ora actuală poliția locală a preluat sarcinile altor instituții cu funcții în păstrarea liniștii și ordinii publice. Poliția locală la Oradea, și asta îmi spunea domnul Bolojan, se ocupă în principal de anumite domenii pe care le avem și noi prinse la Târgu Jiu, și aici mă refer la zona de construcții, urbanism, la curățenia din oraș. Partea de ordine publică, ceea ce nu s-a întâmplat la Târgu Jiu, nu este asigurată la Oradea de poliția locală. Partea de ordine publică și circulație este asigurată doar de jandarmerie și poliția națională. Și asta trebuie să înțelegem la un moment dat, că vor fi reglementări la nivel național sau că vom lua hotărâri pe plan local. Poliția Națională trebuie să se implice mult mai mult în modul, și Poliția Națională și Jandarmeria, în modul în care se desfășoară ordinea în municipiul Târgu Jiu. Din păcate pentru noi, noi avem 5 dintre serviciile poliției locale care se ocupă doar de așa ceva. Domnul Bolojan mi-a spus că din punctul dânsului de vedere este inadmisibil, mai ales că atribuțiile Jandarmeriei, Poliției Naționale și Poliției Locale pe alocuri se intersectează ca Poliția Națională și Jandarmeria să nu completeze aceste activități. La Oradea este foarte clar. Zona de urbanism, construcții, curățenie, parcări. Sunt cele trei domenii prioritare pe care Poliția Locală de la Oradea în momentul de față le are ca și linie de acțiune. Nu parte de ordine publică și de circulație. A spus, pentru mine, am avut discuții cu celelalte arme, cu Poliția Națională și cu Jandarmeria, și le-am spus foarte clar ce pot să fac eu. Nu ceea ce trebuie să facă ceilalți. Discuțiile pe linie politică nu au fost dezvăluite, deși Marcel Romanescu și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care guvernul a tratat financiar problema persoanelor izolate la domiciliu.